găsit, dragii mei, la fața locului de această dată vă aduce în vestiarul arbitrilor, nu v-am obișnuit cu asta, dar nu strică niciodată să schimbăm unele lucruri, pentru că ne apropiem de ziua copilului și sala sporturilor din Târgu Jiu este plină de copii, o să vedeți imagini pe parcursul acestui interviu. L-am răpit de la activitate pe domnul Dan Ilie și am să vă rog, pentru că aveți multe funcții și multe, da, multe atribuții aici, am să vă rog să vă prezentați dumneavoastră funcțiile pe care le reprezentați. Bună ziua, numele meu e Dan Ilie și sunt vicepreședinte la Asociația Club Sportiv Infinit 2013 Târgu Jiu. Sunt și antrenor voluntar la această asociație. Iar acum pot să spun că sunt un fel de reprezentant al Federației Române de Handbal în teritoriu, deoarece noi ne-am ocupat, eu și colegul meu, Andrei Enache, care este președintele clubului nostru, Infinit, de acest turneu. Un turneu foarte mare, cred că nu a fost la nivelul județului Gorj un turneu atât de mare. Sunt undeva la 500 de copii prezenți în Târgu Jiu acum. Și de unde vin aceste echipe? Am văzut, e mare nebunie, se juca 3 meciuri simultan. Probabil că aveți foarte multe echipe care trebuie să evolueze. Nu neapărat de aceea. Așa se joacă. E vorba despre copii de 10-11 ani. Ei vin din toate colțurile țării, de la București, Arad, Timișoara, Severin, Lugoj, Deva, nici nu știu că sunt o grămadă de cluburi, sunt 25 de cluburi. Noi în Târgu Jiu suntem 2 echipe de mini-handbal băieți, pentru că suntem și 2 echipe de mini-handbal fete, echipa noastră și echipa de la LPS Târgu Jiu. Și evoluăm la acest turneu care de fapt se numește Festivalul Național de Mini Handbal. Este un festival organizat de către Federația Română de Handbal. Deci nu este un festival amical sau așa mai departe. E faza finală pe țară a echipelor de această vârstă, mini handbal. Și s-au adunat în Târgu Jiu. E festivalul cel mai mare la băieți. Sunt undeva la 500 de copii, mă repet, 25 de echipe. Mai este organizat în încă 4 locuri, la Baia Mare, la Slobozia și la Vaslui, din câte știu, dar sunt mult mai puține echipe decât aici. Practic la noi e jumate și în celelalte părți e cealaltă jumătate. Așa, și de aceea se joacă pe 3, practic s-a împărțit terenul de sport în 3. Una la mână, pentru că meciurile sunt mai scurte decât un meci oficial de handbal, ei fiind mici, nu se joacă pe scor. Nu știu dacă ați observat, nu se face clasament, toți o să fie câștigători, o să fie premiați cu medalii fiecare în parte, plus diplome. Festivitatea de premiere o să fie duminică la ora 13:30 și îi așteptăm pe toți să vină să-i vadă, pe acești micuți, pentru că sunt deosebiți și emană foarte multă energie pozitivă. Aș vrea să vă întreb, pentru că spuneați că toți vor fi premiați și sigur asta îi motivează, i-am văzut că sunt de vesel, de plin de energie. Cine finanțează aceste premii care sunt totuși destul de costisitoare? Mă gândesc, dacă ținem cont că sunt 500 de copii, nu neapărat că e fiecare în parte foarte mare ca premiu, și bănuiesc că s-a asigurat cazare, au toate condițiile ca niște sportivi adevărați. Da, ideea este în felul următor. Un lucru deosebit, și toată lumea a spus chestia asta, toți antrenorii, părinții și așa mai departe, Federația Română de Handbal asigură cazare și masă gratuit pentru toate echipele care au venit acum în Târgu Jiu, care participă la acest festival național. Deci ele ar trebui doar să se asigure transportul, că au venit cu microbuze, cu trenul sau așa mai departe, ele au plătit doar costurile legate de transport. În rest, la toate hotelurile și pensiunile unde noi am fost și ne-am ocupat de cazare și de rezervare și așa mai departe, și vă spun că a fost un lucru extrem de greu, pentru că m-am ocupat doar eu și colegul meu, Andrei, sunt plătite masa, 3 mese pe zi și plus cazare, și să nu uităm că se întinde acest festival pe durata 3 zile, deci au venit aseară la ora, în fine, după ora 17, joi, și o să plece duminică, după festivitatea de premiere, după ce se mănânce și așa mai departe. Asta e una la mână. Doi la mână, vă dați seama, sunt costurile legate de diplome, de medalii, costuri nu extraordinar de mari dacă le luăm individual, dar când pui 500, sunt costuri foarte mari. Acestea ne le-au trimis prin
într-o poștă, ca să nu-i dau numele așa, și au ajuns, plus porțile sunt gonflabile, se umflă, deci au asigurat toate părțile astea. Pe partea cealaltă, noi ne-am ocupat ACS Infinit de tot ce înseamnă organizare, să-i distribuim la hoteluri, la pensiuni și așa mai departe, să facem programul jocurilor, pentru că a fost destul de complicat, sunt undeva la 80 de jocuri, vă dați seama, e complicat să-i pui pe fiecare, a făcut grupele și așa mai departe. Noi o să mai organizăm ACS Infinit, foarte important, zic eu, și pentru asta putem vorbi separat. Acum să termin cu investițiile sau cu ce bani s-au cheltuit pentru acest turneu. Primăria ne-a pus la dispoziție sala sporturilor. În mod gratuit? În mod gratuit, da, era și normal, vă dați seama, vin foarte mulți bani în județul Gorj. Vă dați seama, fiecare copil, casă și masă pe zi e 90 de lei. Ori 3 zile, 270, ori 500, vă dați seama, foarte mulți. Să nu uităm că acest copii, în decursul celor 3 zile, o să cheltuie, cu siguranță, o medie, să zic, de 1,5 milioane, 2, cred eu, poate chiar mai mult. Pe lângă acești copii... Au venit și cu părinții. Exact, de o parte ne-am putut să le recomandăm noi spații de cazare, unii și-au luat pe unde au mai prins, că... Din câte copiii sunt separat părinți, de părinți. Da, sunt cu antrenorii lor. Și sunt separați pe grupuri. Am vorbit cu ei să-și facă și niște pancarte, pentru că ne dorim foarte mult să facem o defilare astăzi la ora 18. Ne întâlnim toți aici la sala sporturilor, după care o să facem o defilare prin centru, asta dacă ne lasă vremea, pentru că am înțeles că s-ar putea să fie destul de urâtă, dar o să vedem, acum nu ne putem pune cu vremea. Deci cam astea sunt costurile în mare ale acestui festival. Din punctul meu de vedere, foarte mult profit pentru oraș și cel mai important lucru, zic eu, vă dați seama, sunt 500 de copii din toate părțile, da? Mai or fi încă vreo 200-300 de părinți. Toți își fac poze, toți să vadă Coloana Infinitului, Masa Tăcerii, Poarta Sărâtului. O să-și facă poze și aceste poze o să promoveze cel mai bine județul Gorj. Este exact ceea ce vreau să spun și eu, dragi telespectatori. Gândiți-vă, e cea mai bună reclamă. Una este să fac eu reclamă ce bun sunt și alta este să facă altul reclamă fără să-și dorească asta, doar pentru că își face poze și le pune pe Facebook, face filmulețe, le pune pe YouTube și acolo apare, el spune cât de mulțumit a fost, cât de frumos a fost. Probabil că și-au făcut și un mic program de vizitare chiar și în județ, pentru că sunt multe obiective foarte atractive. Nu mai vorbim de operele lui Brâncuș din Târgu Jiu, dacă n-au avut timp să iese în județ. Nu a fost niciodată în Târgu Jiu, vă dați seama, e pentru prima oară când ajung, au 10 ani și părinții lor, poate unii au fost, poate unii nu. Chiar astăzi am vorbit cu o prietenă de-a mea din București, pe care a venit cu fiul ei aici și a spus, am rămas surprinsă în mod plăcut de cât de frumos e orașul. Ei fiind cazați într-o unitate centrală, au ieșit pe străzi, au văzut, zice, e foarte... Și când au venit în sala sporturilor, pur și simplu nu le-a venit să creadă ce frumoasă sală avem. Ca să nu mai vorbim de stadion. Da, asta, și de stadion chiar se uitau ce construcție, zice. Deci foarte multă lume a rămas plăcut surprinsă. Da, într-adevăr este un mod de promovare, iată, care până la urmă nu costă foarte mult, ținând cont că majoritatea banilor sunt dați de Federația Română de Handbal. Banii intră în județ, nu pleacă din județ și aici rămân, normal, vă dați seama, o să profite toți agenții comerciale, atât cei cu unități de cazare și masă, cât și restul care, vă dați seama, vând, o să meargă, poate la film, la... deci în toate domeniile, unii își cumpără tricouri și așa mai departe. Categoric, pentru că să nu uităm că foarte mulți au comentat ce ne trebuie nouă stadion. Vezi, Doamne, nu mai putem de bine, avem de toate, stadion ne trebuia. De ce să ne ocupăm de asta tocmai acum? Uite că și sala sporturilor este ca nouă, deci noi când am fost ultima dată, pentru că nu avem așa în specific sportul, arăta cu totul altfel, sau acum arată cu totul altfel față de înainte. Absolut toate spațiile renovate, absolut totul altceva, da? Și plus de asta un stadion, chiar am văzut o fotografie de undeva din dronă, probabil de deasupra de insulița Jiului, se vedea frumos stadionul în stânga și te uitai, frate, asta e Târgu Jiu. Deci iată cât de frumos poate fi și iată cât de mult putem aduce oameni care să vadă Târgu Jiu, să ne promoveze și să atragem acel turism, fraților, de care
am putea beneficia extraordinar de mult, în primul rând datorită lui Brâncuș și după aceea tuturor celorlalte obiective deosebit de interesante și benefice pe care le avem în Gorj. Da, și eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Pe partea noastră și în filozofia noastră, și așa colegului meu, e bine să se ocupe fiecare de ce știe. Noi facem sport de 20 ceva de ani, de la 12 ani, vă dați seama, 25 de ani, și eu și colegul meu, toată viața am făcut sport. Am jucat pe la echipe renumite, am jucat la Energia Pandurii din 2000 până acum un an jumate. Deci vă dați seama, bine, am jucat și pe la Steaua și așa mai departe, și colegul meu a fost prin țară. Dar de asta zic, e bine să se ocupe fiecare de ceea ce știe. Eu mă ocup de sport pentru că știu să fac chestia asta și pe lângă asta mai învăț puțin acum și de management și așa mai departe, pentru că se pare că ne descurcăm, ne-am descurcat bine și cu cazele și așa, masă, cu organizat, pentru că să organizez un turneu de așa mărime și doar în două săptămâni, și să vă zic de ce două săptămâni jumate, pentru că cei de la federație nu mai aveau soluții. Vă dați seama, în total sunt 80 de echipe, undeva peste 1200 de copii, poate chiar mai mult. Și atunci, nu mai neavând soluții, la Cluj nu s-a putut, că nu aveau infrastructură sportivă, adică aveau, dar au și alte echipe și erau ocupat. Gândiți-vă că trebuia să fie sala liberă 3 zile consecutiv, pe lângă asta. Să ai 3 zile consecutiv la cazare, plus masă. Deci a fost puțin complicat și asta le-am făcut în 2 săptămâni jumate. Am avut bunăvoință din partea tuturor și chiar s-au implicat mult și domnul primar și toată lumea din jurul nostru și țin să le mulțumesc pe această cale și părinților care ne-au ajutat cu anumite lucruri. Deci fiecare, copiilor nu mai vorbesc, ei nu știu exact ce înseamnă organizare, dar ei vin, se bucură, joacă cu plăcere și tocmai asta e frumusețea, că la sfârșit o să fie toată lumea câștigătoare. Într-adevăr, toată lumea câștigă și mai ales câștigă, dragii mei, copiii pentru faptul că fac mișcare și pentru faptul că mai uită de tehnologia asta care ne-a luat mințile. De fapt, chiar vreau să spun, nu știu dacă colegul meu a prins și cu sunet, adică sigur a prins cu sunet, dar nu știu dacă era îndreptat cu camera în partea respectivă, unul dintre copii a ieșit de acolo din meci, atenție, să vină să întrebe dacă telefonul lui este acolo unde trebuie. Ai luat tu telefonul meu? Da, s-a întors în meci, l-a lăsat încolo de telefon, bineînțeles, era culmea să abandoneze meciul ca să-și ia telefonul în mână, dar din păcate, iată că ne acaparează tehnologia, chiar e bună pe o parte, pe altă parte e nocivă, iar mișcarea e foarte importantă pentru copii și aș vrea să faceți puțin pledoaria asta, că avem un pic mai mult timp alocat aceste emisiuni pentru a atrage copiii și tinerii și cei care vin și stau pe bănci. N-am fost la niciun meci să merg decât ca reporter și atunci m-am uitat efectiv la oameni ce bucurie au când își văd copiii făcând mișcare. Și emoții și bucurie. În primul rând trebuie să știți că fără tehnologie se poate, din punctul meu de vedere, dar fără sport nu se poate, pentru că sportul înseamnă sănătate. Iar noi, mai departe de atâta, noi facem sport ca performanță, dar și sport de masă pentru toată lumea. Noi nu refuzăm niciun copil, cel puțin clubul nostru, suntem un club privat, nu refuzăm niciun copil. Toți copiii care vor să vină la Hamba sunt liberi să încerce, dacă le place rămân, dacă nu rămân. Mai mult decât atât, încercăm să le dăm și o educație, asta le spunem tuturor părinților. Mulți vin, părinți poate și spun, vreau să-mi fie copilul campion sau unde o să ajungă. Nu ai cum să-ți dai seama, sunt mult prea mici și le explicăm ușor pe rând că în primul rând putem să le garantăm un singur lucru, că o să educăm. Adică îi lăsăm să vorbească pe ei mai mult, frumos să conducă o încălzire, să vorbească despre exerciții, pe unii mai timizi îi punem de multe ori să conducă și atunci le scoatem caracterul ăla plăcut, nu îi lăsăm să vorbească urât între ei și așa mai departe. Deci sportul înseamnă și educație. Disciplină, socializare, lucru în echipă. Program la o anumită oră, îi responsabilizez să-și ia cu ei Adidas de schimb, prosop, știu eu, apă, lucruri elementare. Și atunci, ușor, ușor, mergi cu ei în cantonamente, de exemplu, cum am venit copiii acum, sau la turnee. Le spui, la ora cu tare avem masa, trebuie să fim la ora cu tare jos, unii mai întârzie la început și așa. Dai aminte de depise plăcute, știu eu, genoflexiune sau, adică nu le faci ceva, după aia și duc aminte și așa îi responsabilizezi. De asta spun că înseamnă mai mult decât doar mișcare, înseamnă educație. Și să nu uităm, un corp, știți cum e vorba aia, minte sănătoasă într-un corp sănătos. Așa și e. Și s-au făcut nenumărate studii, pentru că îmi spun mulți părinți, cartea e pe primul loc. Da, ok, cartea e pe primul loc. Dar n-are nicio legătură în sensul că
Atunci când ești sănătos fizic, poți să înveți și mai bine și s-au făcut studii și au văzut că cei care fac sport au capacitate mai bună de a prinde anumite, de a se concentra, pentru că și handbalul e un sport de mișcare, trebuie să fii non-stop prezent acolo, la fața locului să te uiți în stânga, în dreapta, să vizualizezi tot terenul, să iei cele mai bune decizii. Toate astea implică o gândire. Dezvoltarea creierului și pe lângă asta o dezvoltare a plămânului, pentru că una e să stai grămadă pe telefon și să ții plămânul încorsetat și alta e să alergi. Automat plămânul se oxigenează mai mult pentru că sunt mai multe arderi în organism. Am văzut niște copii mai plinuți așa, dar și ei alergau, nu aveau nicio problemă la asta. Energii, nu se pune problema. Sunt copii și copii, unii se dezvoltă, poți să aibă un ritm de creștere incredibil. Într-un an de zile poate crezi 10 cm, unii nu cresc anul ăsta, cresc anul viitor, în funcție și de gene și așa mai departe, genetic. Dar, oricum, nu, eu cred că suntem în era tehnologiei și le place enorm să facă sport, dar nu pot să lase telefoanele la o parte, în sensul că își fac grupuri și eu, chiar și eu am grupurile mele pe care trimit mesaje și așa mai departe, mult mai simplu, comunicăm, avem o relație foarte deschisă. Nu avem ce să facem, trebuie să mergem cu evoluția, cu tehnologia înainte. Dar atâta timp cât faci, să zicem, 4 antrenamente pe săptămână sau 2, uiți de telefonul ăla, când ești în teren, îi uită, nici măcar nu stau să mai gândească la joculețe, la alte lucruri. După poți să-și mai reia, dar unii se joacă acasă. Foarte mulți, am înțeles, sunt prieteni, ies în fața blocului, cum eram noi mai de mult, și se joacă cu mingea. Unii se uită ciudat pe telefon, alții stau pe telefon se uită și joacă pe telefon unii. Exact, da, lor le e mai simplu, se dezvoltă doar degetul mare. Nu, sunt, oricum, să știți, copiii sunt foarte deștepți, adică, din punctul meu de vedere, fiecare generație are evoluția ei și trebuie doar să le acorzi atenție, pentru că, din păcate, foarte mulți părinți nu mai au timp de ei, muncesc foarte mult, vin târziu și asta e o problemă mare. Lor trebuie să le acorzi atenție și cel mai bine să-i faci să înțeleagă e prin puterea exemplului. Adică dacă ei te văd că te miști, că noi facem tot timpul mișcare cu ei și așa mai departe, atunci vor și ei să facă lucrul ăsta. Și acum putem să trecem la următorul subiect, adică subiect, zic eu, că e și legat într-un fel. Acești copii mâine, la ora 18, de fapt 17:45 o să fie prezentarea echipei, o să ne vadă pe noi la lucru, adică noi o să jucăm handbal. Foștii jucători de la Târgu Jiu, echipa de handbal Energia Pandurii, cum era, sau Lignitul Pinoasa, am vorbit cu majoritatea colegilor, foștilor mei colegi, și o să fie prezenți aici și o să facem un meci demonstrativ între noi, Old Boys Târgu Jiu, să zic așa, și Old Boys selecționata antrenorilor. Și o să aibă multe de văzut copii. Vă dați seama, o să fie foarte entuziaști, o să fie sala plină, s-au anunțat foarte mulți oameni că o să vină, o să avem și galerie, și prezentare, și așa mai departe, speaker. O să fie ca pe vremurile bune în Târgu Jiu, când era sala plină și se juca și handbal și basket cu sala sporturilor plină. Din punctul meu de vedere, e unul dintre cele mai importante evenimente, deoarece o să vină la Târgu Jiu, de exemplu, capitanul echipei Steaua, actualul capitan al echipei Steaua, și o să joace contra noastră. De altfel, are și un club privat și el, și e prezent la turneu, e din Ploiești, Ionuț Georgescu îl cheamă, a fost component ani de zile și mi se pare și acum este component al echipei naționale și ani de zile am fost și colegi la națională, a jucat pentru România alături de Alin Șania, care la fel are club și este prezent la acest turneu, un arbitru internațional, atenție, adică care arbitrează NHF, o să ne arbitreze meciul, cred că ajunge și Viorel Mazilu, a întâmplat niște probleme, tot la fel jucător, 28 de ani la Steaua, vă dați seama, de la juniori până la sfârșit a jucat doar la un singur club, deci o să fie surpriză și o să-și vadă copiii, antrenorii în teren. Și atunci puterea exemplului e cea mai bună. O să-i motiveze cel mai bine. Da. Dar pentru că aduceați vorba despre energia, care e acum situația? Clubul Energia nu mai există. Nu mai există, da. S-a desființat. Nu știu exact ce probleme sunt. Au fost niște datorii, jucătorii n-au fost plătiți, din ce știu eu, ultimele 6 luni. Eu n-am mai jucat în perioada aia, dar colegul meu știu că
nu a fost plătit ultimele 6 luni, nu mai există, s-a desfințat clubul. Există echipă de Liga a doua, Constantin Brâncuș, sunt jucători foarte buni, sunt ok, evoluează în Liga a doua. Și echipa de fete, tot la fel în Liga a doua, dar în prima divizie la handbal, din păcate, deocamdată nu mai există. Aveți idee, sau după părerea noastră vom mai avea, în curând, ținând cont că, iată, copiii sunt foarte entuziaști, să ajungem din nou în Liga 1? Suntem obligați să avem, dacă ne uităm în jur și ne uităm la sala asta sporturilor, e păcat, eu n-am mai prins să joc în ea și mi-e un drag când intru înăuntru și văd cât e de frumoasă și cât e de mare și ai spațiul ăsta, ai un sentiment așa de libertate. Ce însemna să jucăm în sala asta pe vremea aia? Țin minte când jucam cu Steaua, cu Dinamo, era neîncăpătoare și rămâneau oameni pe afară. Acum cred că ar intra mult mai multă lume și ar fi superb. Și de asta zic, ne obligă infrastructura. Să nu uităm că avem încă două săli mari, pe lângă altele mai mici. Sala de la Litovoi, Voivodul Litovoi, unde și ne antrenăm noi, este una, și cea de la Economic, de la Virgil Magiaru. Așa, plus al LPS-ului, multe terenuri care au fost inaugurate, din ce am înțeles, de curând, de fotbal, de handbal, în aer liber. Deci avem tot ce e necesar pentru a face sport. Acum nu mai trebuie bani, pentru că fără bani, din păcate, nu se poate. Dar noi mergem pe filozofia de a crește copiii din Târgu Jiu, pentru că sunt nenumărate talente, să spun așa, de a-i șlefui, de a-i crește, să treacă prin toate etapele, pe același sistem. Asta ne dorim foarte mult, eu și colegul meu, să mergem pe același, să implementăm același sistem de joc și de apărare, de atac și așa mai departe, sunt chestii tehnice, nu are sens să intrăm în ele, și să ajungă toți la 17-18 ani să evolueze într-o Liga a doua și după aia să facă pasul în prima divizie. Pentru că dacă acum, de exemplu, anul acesta ar fi foarte, s-ar aloca o sumă de bani, un buget, am putea să ducem jucători de prin țară sau chiar sârbi sau de prin altă parte să promovăm în prima divizie. Dar în prima divizie sunt niște costuri foarte mari pentru jucătorii din afară, vă dați seama, lor le trebuie să le asiguri cazare, masă în fiecare zi, vă dați seama, salarii și așa mai departe. Și în condițiile astea, într-un an de zile, s-ar putea să, iarăși să se ducă banii și să cădem în Liga a doua și n-am făcut nimica. Așa că eu cred mult mai mult într-un proiect sănătos, să o luăm de jos, cum se spune, și să creăm ceva pe parcurs cu localnici, zic eu, sau eu așa mă gândesc, marea majoritate, 80-90% să fie de aici, din Gorj. Da, într-adevăr. Deci Târgu Jiul și județul Gorj și țara asta are nevoie și de sport, cum are nevoie și de muzică, pentru că astea două sunt activități care relaxează atât pe cel care, în special pe cel care privește, bineînțeles, pentru că sportivii fac efort, cei care cântă, iar așa, vă spun asta pentru că noi suntem un post de muzică. Și aveți care fac handbal și cântă foarte frumos. Da, cum se numește echipa de fete? Minola o cheamă, Holdun, ea cântă foarte frumos, a apărut la o grămadă de emisiuni pe aici și prin Târgu Jiu. Noi îi încurajăm să facă ceea ce le place. Niciodată, eu am un copil și nu face handbal, am făcut handbal dintotdeauna. Nu îi place, nu îi atras de chestia asta. Nu e. Poate se apucă de cântat. Pictează pe acasă, are voce bună, cine știe, are deocamdată doar 7 ani, nu se știe niciodată. Dar eu îl încurajez să facă ceea ce îi place, pentru că un copil face cu plăcere, atunci când faci ceea ce îți place, evoluezi altfel și crește altfel. Da, vreau să vă spun că, de exemplu, aseară la emisiunea de dedicație este pentru prima dată când oamenii n-au sunat într-un anumit segment orar, pentru că era Simona Halep, juca un meci foarte important. Deci iată că muzica și sportul se bat pe aceeași grilă a divertismentului, de care oamenii au nevoie ca să-și spele creierul de necazurile și de problemele pe care le au, să-și acorde un timp, și mereu spun treaba asta, să-și acorde un timp de relaxare, pentru că, dragii mei, stresul, care este boala secolului, se poate întrerupe doar cu divertisment, cu pasiunea pe care o ai, cu ce îți place să vezi la televizor sau în sala de sport. Deci iată cât de important este sportul și muzica, spuneam, dar uite că aseară ne-ați bătut sportivii pe noi cei cu muzica,
Efectiv, da, erau unii care spuneau, eu mă uit cu, pe laptop la Ensat și pe televizor la meci și tot vă văd și pe unii și pe alții, primeam mesaje pe Facebook, deci tehnologia e bună și pentru noi. Ce să zic, vă felicit, știu că o organizare, noi am organizat spectacole, festivaluri și e aproape, nu chiar atât de greu că n-am asigurat cazări, e foarte complicat să asiguri și cazări. Chiar dacă banii sunt, dar trebuie să te ocupi, adică, domne, vorbește cu fiecare pensiune în parte, totul, e, comunicarea asta e foarte mult timp. Diagrame care trebuie completate de masă, de cazare, cu nume, cu CNP, cu toate chestiile astea, vă dați seama, e o adevărată nebunie. S-au făcut contracte între hotel și federație, pentru că sunt niște proceduri specifice, cu ofertă, trimită înapoi, deci pur și simplu ne-am dat puțin peste cap și eu și colegul meu. Vă spuneam la începutul emisiunii, azi noapte am plecat la 12 și ceva de aici din sală pentru că am trasat cele trei terenuri pe care astăzi joacă copiii, am umflat porțile, am... Mingile! Alea e cel mai simplu, dar vă dați seama, am zis să fie totul pregătit pentru că la ora 9 deja începeau primele meciuri și atunci nu ai cum să vină, să nu fii pregătit, a fost totul pus la punct. Felicitări încă o dată și vă urez succes și să ne vedem în Liga 1. Doamne ajută, să fim sănătoși, să vină copiii la sport cât mai mulți, că e să important. Fie asta un obiectiv, și la sport, către și care să tindem. Da, cum să nu, și să cântăm toți. Noi avem mim, de exemplu, al echipei, așa că sport comun zica se îmbină bine. Mulțumesc încă o dată, dragii mei, a fost domnul Dan Ilie și iată inima, una dintre cele două inimi care au... A avut totul în mână și Andrei Enache, colegul care n-a putut să plece de acolo să fie tot alături de noi, deși am fi vrut, pentru că e competiție chiar acum și, bineînțeles, ați văzut și imaginea. Și mâine și poi mâine, deci o să fie meciuri non-stop, a început la 9 și o să termine la ora 18 cu o paradă, sper din suflet să nu plouă, să putem să ieșim puțin prin parc, să-i ducem pe la masa tăcere, pe la poarta salutului, să le prezentăm puțin, să le explicăm despre ce e vorba și să se bucure toți împreună. De la sala sporturilor din Târgu Jiu, Aura Stoienescu și Dan Ilieș, vă spun la revedere! La revedere!